Gata, ați terminat. Nu mai e nimic. Soția e bine în fragerie. Bre, vă puteți intoxica, că da, încă e fum acolo. Putea să mor și gata, scăpa orul de țară, încă de poși. Ce e atâta scandal? Mai murea unul. E primul care moare. Au fost la un pas de moarte, dar asta nu pare să-i sperie. Doi bătrâni de 85 de ani din Brăila au fost victimele propriei inatenții. O cârpă lăsată lângă aragazul aprins le-ar fi putut aduce sfârșitul. Vecinii au văzut cum fum negru și necăcios iese de sub ușa apartamentului lor și au chemat ajutoare. Când au sosit pompierii, l-au găsit pe bărbat întins pe jos în bucătărie. Salvatorii au încercat să-l scoată din casă pe om și pe soția lui, însă niciunul nu a vrut să părăsească apartamentul, care încă reprezenta un pericol din cauza fumului toxic. Soția e bine în sufragerie. Dar din cauza lui Martale trag altul. E vinovat. Din cauza lui Martale trag altul. Da. Cine trage? Dumneatale. Eu. Și ce treaba am eu cu Martale? Păi eu ce treaba am cu Martale? Păi Martale treau cu mine, da. Trag altul de mine. La fața locului a sosit și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță, însă bătrânii nu au vrut să discute nici cu medicii.